Printr-un apel la serviciul de urgență, pompierii au fost alertați despre un posibil incendiu într-un apartament din zona 100. La locul evenimentului s-au deplasat pompierii de la detașamentul Alexandria cu două mașini de stingere, o descarcerare și un echipaj smurt. Ajuns la adresa indicată, pompierii au constatat că era vorba de o scurgere de gaze de la un aragaz defect, iar proprietara a făcut un atac de panică. Astăzi, în jurul orei 9 și 40 de minute, pompierii militari din cadrul detașamentului alexandria au fost solicitați să intervină la stingerea unui incendiu la un apartament în municipiul alexandria pentru gestionarea acestui eveniment s-au deplasat două mașini de stingere o descarcerare și o ambulanță smurd ajungi rapid la fața locului salvatorii au detectat un ușor miros de gaz și au procedat imediat la întreruperea alimentării cu gaz a apartamentului și la ventilarea acestuia. O femeie în vârstă de 62 de ani a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale la fața locului refuzând transportul la spital datorită intervenției prompte a colegilor noștri a fost evitată o posibilă explozie urmată de incendiu din cauza acumulărilor de gaze cauza probabilă a acestui eveniment a fost un aragaz defect mirosul de gaze a alertat și pe ceilalți locatari din bloc mulți au ieșit din apartamente de frica unei eventuale explozii din cauza acumulării de gaze